Nu vreau să fiu drăguță, vreau să fiu drăguță cu Teo, dar trecem la invitații așa, noștri, drăguță, după cum cu am spus. Dă cu roșii și după aceea să fiu drăguță. Vezi de invitați și să spună despre bodegă și vezi de treaba ta. Da, despre bodegă, nebodegă, lasă acolo hârtia, Andrei, pentru că v-am reținut numele. De când această trupă foarte interesantă? Am ascultat un melanj de muzică balcanică, latino, cu niște influențe... Chiar evreiești, ați putea să spun, așa mi s-a părut, oricum o muzică foarte, foarte dansabilă. Mulțumim mult, bună seara, bună ziua, ziua bună. Ziua bună. Trupa este de ceva timp, am stat în studio și dacă vă spun timpul, este 2 ani de zile în studio și suntem proaspeți pe piața din Cluj-Napoca, așa românească, de cât băieți? Cam 2 săptămâni, avem 2 săptămâni, cam așa ceva. Deci am lucrat mult și acum începem să ieșim pe piață. Sunteți la început de drum, dar veniți cu un proiect foarte nou și cu un sound foarte nou. Pentru că nu cred că mai aveți, cel puțin aici pe plan cât de cât local regional, nu cred că aveți concurență. Primele concerte unde le-ați avut și cum au reacționat oamenii? Primul concert pe care l-am făcut cu ușile închise. A fost un concert de probă și ne-am chemat prietenii, familia, susținători și le-am cerut părerea. Ei încă nu știau despre acest proiect, nu știau ce cântăm. La mine în familie a fost o situație foarte ciudată pentru că nu se așteptau să cânt așa ceva. Eu fiind student la Academia de Muzică, masterant anul 2 și muzică clasică, a fost și populară cândva. Dar așa ceva este ceva nou. Am mai cântat și jazz și atunci toată lumea s-a așteptat, bun, o să cânți jazz, o să cânți ceva. Ai? Nu, uite, am găsit acest stil, acest gen și am început să-i dăm o tentă, cum să spunem, să-i dăm un efect propriu, să fie ceva al nostru. Nu pot să nu observ că toți sunteți îmbrăcați la fel, aveți, da. Sunteți foarte atenți la detalii și bănuiesc că vreți să promovați așa un tot unitar. Exact, exact. Tu, așa ești tot timpul și în viața de zi cu zi așa este, Andrei, așa de stă, așa de drept și dacă l-ați fi văzut cum stă și cum vorbește și cum dă din mâini, așa este tot timpul. Da. Cine coordonează echipa sau toți la oaltă? Fiecare din noi avem un rol bine stabilit. Suntem buni prieteni, am ajuns în formula asta după, eu pot să spun, după 2 ani de căutare a persoanelor potrivite pentru acest proiect, ceea ce nimeni nu cred că ar putea să facă. Ai un lucru, cum să vă spun, mă pot mândri cu asta că am putut să stau 2 ani de zile și să-mi caut echipa perfectă cu care să pot să lucrez și am găsit și acum ne simțim bine împreună și lucrăm bine împreună cu evenimente neplăcute, evenimente ciudate, surprize. Am ajuns în final în formula asta și fiecare avem un rol bine stabilit. Toți ne implicăm, pot să spun, aproape în aceeași măsură în acest proiect. Mi-am dat seama că Andrei vorbește foarte mult, așa că vreau să vă dau și vouă ocazia să vorbiți, să nu stați degeaba cu microfoanele și să vă întreb puțin din repertoriul vostru. Cam ce cântați? Ce puteți să-mi dați niște exemple? Pe cine urmăriți? Dacă aveți compoziții proprii sau nu? Păi, în special, un stil mai Goran Bregovic. Încercăm și tentă mai mult franțuzească, anilor 80. Încercăm să acoperim un repertoriu cât mai vast și încercăm să vedem cât mai multe genuri să le putem acoperi. Și avem și creații proprii, bineînțeles, dar evident mai trebuie un pic șlefuite. Ce să zic, în principiu Goran Bregovic de la Manu Chao, mai cântăm ceva. Foarte interesant. Uite-o cum se bagă, cam muscan. Păi cam tot ce rețetă. Are Goran Bregovic cunoscut. Încercăm să reproducem și noi, evident, punându-ne amprenta. Da, dacă vă spun care e melodia mea preferată, mi-i cântați? Nu! Să vedem! Așa, capela de pe canapea. Păi, cam care e melodia? Se poate, se poate. O să fac o dedicație pentru colegul nostru, Stoica Andrei, care astăzi s-a întors la lucru și știu că îi place și lui melodia asta. Aia cu Nicoleta. Nu, cu Rita Rita. A, Rita Rita. Da, gaz, Rita... gaz, un pic de gaz, gaz. Rita Rita va fi cu curând în repertoriul nostru. Mă gândeam că îmi spui despre Kalashnikov. Și Kalashnikov. Este cea mai cunoscută. No, bine, hai Kalashnikov. Stoica asta este, treacă de la noi, Stoica. N-avem ce face, gaz, gaz nu ne cântă. Deci
Până-i pusă masă așa acum. N-avem pahar de whisky cum face de obicei Goran în concerte, dar... Dar când... Trebuie să încercați așa, pe moment. Dacă ați rostit în această emisiune cuvântul Goran, singur Goran. V-ați băgat în cu capul în gard, vorba lui Nucu Pandreamu. Dacă exact. V-ați băgat cu capul în gard, jucați în horă, vă rog exact. Să cântați ceva de Goran. Acum live zi. Live. Hai să vedem, încearcă. O să cântăm Kalashnikov? Se poate? No, Kalashnikov, fie, facă-ți voi. Dar acum mai încolo, țăre. Sau cântăm mai încolo? Am o treabă. Băieții, am înțeles că o să cântăm mai multe piese. Un vers, uite acolo ții microfonul de voce ăla roșu, cântă un vers, aud și eu, Doamne fere. Vezi ce înseamnă să fii o amărâtă de bucătăreasă în emisiunea asta, că dacă îi ruga... Dacă ai tăcea, ar putea cânta omul, taci o țără. Haide, dar să fie mai ușor, îți cânt din mesecina, oricum o să fie începutul. Și sună ceva de genul? Nema vișe sunța, nema vișe meseța, ei nema întrebe, nema mene, nici e vișe, nema ioi, pocrila sna ranata ma. Покрила, знай, да, мою, а я се пита, моя драга, стаче бити санама. Promite, promite băiatul, ce zici, Teo, toată trupa. Ce să zic, să înveți de acolo cu Ana Cana, o ciorore și după aia ne auzim cu, când vii cu repertoriu învățat. Cu siguranță. Ca să că cu Goran nu ne jucăm. Mă vezi că n-aș ușta clovă așa sigur nostru. Dacă ați terminat de bolborosit acolo în bucătărie și îmi dați și mie voie să continui cu invitații mei, pentru că, repet, un sound foarte interesant aici pe piața din Cluj-Napoca și de la noi, pe unde vă mai găsim cântând? Acum suntem în căutare de locații, da. Asta e un prim pas pe care îl facem. Am avut un debut la Grand Hotel Italia, pot să spun? Pot să spun? Nu prea neapărat, dar nu zic unde, ce și cum. Da, hai să vorbim, dacă v-ați gândit să faceți, nu știu, vă găsiți, vă căutați un impresar, vă căutați un producător, exact. Căutați un, să faceți videoclip, proiecte de viitor. Exact, suntem în căutarea unui PR momentan. PR. Da. Acum e la modă să cauți da. PR. Pentru evenimentele de aici din zona noastră, din Cluj-Napoca, să ne reprezinte, încercăm să luăm contact cu mai multe locații, să le prezentăm acest stil, să vedem dacă prinde. Noi am cam făcut temele de acasă, dar venim acum cu propuneri și căutăm să ne facem auziți. Asta e un prim pas care trebuie să îl gândim și cam toate trupele trebuie să-l facă, să ne facem auziți. Dacă suntem buni, cu siguranță vom reuși, dacă nu, mai lucrăm. Știți care este barometrul unui cântăreț? În momentul în care sala se ridică în picioare și dansează și se distrează, înseamnă că misiunea voastră este exact. Încheiată. Exact, de aia ne numim și Mamma Mia. Și Mamma Mia, asta vă doresc, o sală cât mai plină de fiecare dată, mulți dansatori, atât pe mese cât și pe scaune, peste tot pe unde vreți, să ridicați sala în picioare și nu ne rămâne decât să mai ridicați o dată sala în picioare de la Ziua Bună și să pregătiți următoarea piesă, care este aceea? Exact, care am început acum aici pe canapea. Pe canapea. Mesecina. Așa, te rog frumos să-ți iei microfonul de cântat și vă poftesc să vă așezați frumos pe scena de la Ziua Bună, pentru că ne-ați adus buna dispoziție aici în platou. Haideți mai cu spor, pentru că nu-i așa și telespectatorii așteaptă să danseze. Eu cel puțin mă bucur de fiecare dată când am astfel de invitați care ne cântă muzică veselă, pentru că nu-i așa, trebuie să ne înveselim de fiecare dată. Așadar, Mamma Mia la Ziua Bună!